Bună ziua și bine v-am găsit pe Ziarul de Sănătate. Am alături de mine pe Anatol Basarab. Foarte multă lume îl așteaptă. Suntem puțin cu sufletul la gură din cauza că traficul ne-a cam blocat. Era să ajungem cu mai mult de câteva minute întârziere. Bine ai venit, Anatol. Bine te-am găsit. Știu că ești în București datorită unui eveniment foarte important pentru prima oară în România. Este Congresul Numerologilor la sfârșitul săptămânii sâmbătă și ești bombardat de telefoane și de energia acestui eveniment extrem de important în lumea numerologilor, care a devenit destul de mare. Și când o să mai ai timp, poate o să facem o emisiune și despre cum ne influențează sănătatea cifra destinului. Da. Ar fi interesant să abordăm și din perspectiva asta cum funcționăm. Da, asta e foarte... Iar foarte, temă foarte interesantă, necesită, poate nici o emisiune, poate câteva, ca să o detailăm în așa fel încât spectatorul să înțeleagă în detaliu cum funcționează toată mașinăria asta. Pentru că eu am fost la aproape toate workshop-urile tale pe care le-ai avut în București, am propus să avem ca subiect astăzi sănătatea depinde de cum funcționează mintea, pentru că există anumite mecanisme universale pe care le putem descrie, cred, pe parcursul unei ore, astfel încât oamenii să înțeleagă, deși foarte mulți sunt oarecum pregătiți, au mai citit, au mai văzut filme despre cum atragem prin gânduri anumite lucruri în viața noastră. Însă, apropo de vindecări miraculoase și apropo de cum oamenii își pot gestiona sănătatea din minte și din felul în care gândesc, tu ai avut ca psiholog, ca parapsiholog, foarte multe cazuri extreme, adică oameni pe moarte, care s-au întors în viață, nu neapărat datorită unor tratamente sau datorită, ce știu, unor pastile miraculoase, ci datorită felului în care au gândit și în care au negociat cu boala, cu suferința pe care au avut-o. Și aș vrea să începem prin a descrie aceste mecanisme simple, universale, de gândire, de cum funcționează mintea și cum influențează aceasta sănătatea. Ți dăm bătaie. Te rog. Vezi, e foarte simplu aici de înțeles. Uite, am observat un lucru foarte interesant. Copiii, dacă le dai o problemă complicată, ei o reduc la ceva simplu și rezolvă problema asta. La oameni, dacă le dai o problemă simplă, ei o complică și se împotmolesc în ea. Deci, așa și chestia asta. Dacă vrem să rezolvăm o problemă, facem o comisie și am îngropat problema. Așa facem și aici. De fapt, lucrurile sunt, în realitate, foarte... câteodată banal de simple. Hai să o luăm așa. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este slava, adică după chipul și asemănarea, nu după identitatea lui, dar după chip și asemănarea. Calculatorul, stau telefonul ăsta, este creat și el după chipul și asemănarea noastră. Prin urmare este, dar noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin urmare, telefonul sau calculatorul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu la mâna a doua. Adică a creatorului. Cum tot a creatorului, da. Doar creat tot, noi fiind elemente ale creatorului sau așa, ale creației, la rândul nostru creăm ceva. Adică telefonul este produsul produsului. Așa. Adică, de fapt, este Dumnezeu la a doua mână, cum ar fi. Bun. Și atunci, uite, alte legi vechi, veșnică, spunem așa, de inspirație divină, ne spune în felul următor. Precum sus, așa și jos. Precum jos, așa și sus. În vederea împlinirii unui și același sens al creației sau unui și aceleași zidiri sau sens. Bun. Dacă lucrurile stau așa, înseamnă că lumea este creată după principiul analogiei sau totul este analogic sau totul este similar. Precum jos, așa și sus. Precum sus, așa și jos. Bun. Și atunci hai să luăm omul din perspectiva asta de vedere, pentru că chiar foarte mult este un curent întreg în psihologie care chiar asta face. Asemuiește sau se ia omul cu un calculator. Uite, avem un calculator în față. Un biocomputer, în cazul nostru, este omul. Îl vedem prezent. Biocomputer, două camere de luat vedere, două microfoane, o box aici cu care vorbim, niște mânuți. Accesorii. Care trebuie să facem ceva și niște piciorușe care trebuie să ne ducă undeva. Adică ne deplasează în spațiu. Ăsta, neavând piciorușe și neavând mânuță, stă aici pe loc și nu poate face nimic altceva pentru că nu are mânuți. Dar în restul are și el o cameră de luat vedere, altele două, tot așa mai departe. Și atunci, biocomputerul este partea hard.
El de la bun început, odată instalat sau odată fiind prezent aici, ficat, inimă, tot așa mai departe, se sunt fabricate în diferite feluri, cu diferite scopuri, asamblate undeva într-un sistem care se numește corpul sau structura noastră biologică și cu asta, bună ziua, construcția hardului începe în viața intrauterină după un anumit program, după un anumit soft, în care câteodată se produc erori, din motive foarte bine întemeiate sau cunoscute, astfel copilul poate să apară cu malformații sau fără, sau sănătos, tot așa mai departe, urechea se dezvoltă exact cum trebuie, știi exact când trebuie să întoarcă celulele alea, unde să le iese o găurică, unde să nu astupi cu carne sau ceva, să treacă pe acolo un nerv, uite, s-a făcut biorobot. Acum începe, de mic copil, începe ce? Instalarea Windows-ului. Adică ce? A minții, să spunem așa. A programului. A programului. Deci, până acum am vorbit despre Corp, hardul, partea. hardul, Și da? acum este softul. E, credeți-mă, calculatorul ăsta sau telefonul ăsta nu valorează absolut nimic dacă el are softul prost. Chiar dacă componentele lui interioare sunt Sunt foarte bine, perfecte. sunt perfecte. Și procesorul este bun, și placa de memorie este bună, și placa de video este bună, și microfonul e bun, și camerele sunt bune. Dacă toate astea n-au un soft care se lege într-o interacțiune cu un anumit scop sau în vederea împlinirii unui oricare sens, telefonul respectiv nu face nimic. Puteți să vă demonstrați. A voi acasă, dați-vă de pe calculatorul vostru Windows jos și pe urmă folosiți. Vedeți că nu e bun la nimic. E o bucată de elemente, plasticuri și ce mai știu. O fi înăuntru și aur chiar. E fire de aur, dar toate astea sunt degeaba pentru că nu funcționează. Este exact la fel și om. În afară de asta. Instalăm Windows-ul, de exemplu, luăm calculatorul, reinstalăm Windows-ul din nou, dar în timp el se virusează cu tot felul de informații, cu tot felul de lucruri. Și la un moment dat constatăm că nu mai funcționează așa cum trebuie. Informația din calculator nu se mai duce la imprimantă sau la imprimantă apare cu erori sau proiectează ceva cu tot felul de lucruri. Pentru că este virusat. Este exact așa și omul. Numai că la om, hardul este corpul, softul este mintea. Să vedeți lucrul interesant. Când vii undeva să te angajezi, cineva îți va cere licența sau diploma. De ce? Ca să se convingă că softul, Windows-ul tău de medic, adică programul tău de medic instalat pe lângă Windows, este original și nu este crăcuit, adică nu este spart, nu este Da, da, furat de da, undeva. da, da. Și va vedea că ai o licență în care scrie că timp de 5 ani de zile la o facultate, într-un anumit loc, s-au instalat treptat informația sau Photoshop-ul sau ce ai tu, programul de Da, medic, da, da. Programul de medic, gândirea medicală și tot așa mai departe. Dacă nu ai diploma respectivă, chiar dacă ești foarte bun medic, potențial, foarte bun geniu, nu o să te angajeze nimeni pentru că Că n-ai ești cu programul crăcuit. Crăcuit. Deci ești cu softul cum apar, crăcuit. Va trebui o licență. Ești șaman atunci, ești vindecător. Așa, te vor numi oricum altceva, da, da. Chiar dacă ești maximum bun, bun. Și acum, este evident că de aici începe să ne dăm seama cât e de importantă mintea, sau să-i spunem Windows-ul în hardul ăsta. Dacă mintea nu funcționează cum trebuie, dacă este virusată de tot felul de informații, dacă are o viziune greșită asupra realității în care ne aflăm, este evident că mintea ce va face? Fiecare proces mental sau fiecare gând este însoțit imediat de oricare emoție. Emoția, că e una, că e alta, imediat generează interiorul corpului reacții biochimice specifice de o anumită calitate, fie de calitatea asta și puterea asta, fie de calitatea asta și puterea elaltă. Fiecare reacție biochimică din interiorul corpului nostru care urmează în urma unei emoții are posibilitatea să facă corpul nostru mai acid sau mai alcalin. Făcând corpul mai acid în urma unor gânduri care generează astfel de emoții și generează în cele din urmă trinitatea asta, adică reacțiile acide, este evident că ținându-ne corpul, hardul, carnea și nervii și tot ce e acolo, într-o substanță acidă, o travă, să o numim, care se generează în interiorul corpului nostru datorită propriilor noastre gânduri, evident că repede o să dăm de o boală, pentru că corpul nostru nu poate trăi mult timp în acid. Puteți să verificați asta oriunde. Luați o bucată de carne și plasați-o într-un pahar cu cola, de exemplu. Și o să vedeți ce se întâmplă cu ea până dimineața. Dar dacă acel alături o să fie aceeași bucată, altă bucată de carne, dar plasat într-un pahar cu apă alcalină, dimineața veți vedea diferența. Ei, uite, așa și ne îmbolnăvim. De cancer, care este o boală acidității, spunem, din organism. Sau altfel devenim, sau dacă gândim altfel, percepem lumea altfel, atunci ce se întâmplă? Corpul nostru trăiește într-o stare
mai alcalină, deci ce? Îmbătrânește mai puțin, procesele de oxidare sunt altfel produse în organism, îmbătrânim mai lent și tot așa mai departe. Vreau să mă opresc asupra acestei comparații corp-minte, hard-soft. Da. Pentru că tu ai spus la început copilul, cum se formează, adică corpul se formează într-un mod natural, frumos, original, autentic, dar softurile sunt instalate extern, adică softurile sunt informațiile de fapt care ne vin, adică noi nu le instalăm conștient pe toate. Adică Windows, să zicem că e programul de bază, dar pe lângă el cumva ni se auto-instalează din anturaj, din educație, din familie, din mediu, din societate, bla bla bla, tot felul de alte programe pe care, cum să zic, în primul rând noi nu avem nevoie chiar de toate, de aceea copiii le simplifică și oamenii le complică. De ce le complici? Pentru că deja tu ai instalate mult mai multe softuri de care nu ai nevoie și tu lucrezi cu toate. Unele se bat cap în cap, unele sunt originale, altele sunt induse, unele sunt ca să te distrugă, unele sunt ca să te ajute. E, hai să vedem cum am putea noi să punem niște filtre astfel încât mintea noastră să fie protejată de anumite programe care nu sunt neapărat necesare, pentru că unele programe sunt moștenite. Da. Unele programe de la maturitate ar trebui, prin cultura pe care o avem, prin educația pe care ne-o creăm sau de la un moment dat suntem conștienți că trebuie să ne autoeducăm și să fim autodidacți, că nu ne oferă statul din studii și prin diplome chiar tot ce avem nevoie. Pentru că una este studiul, alta este cunoașterea, adică trebuie să facem o diferență între a studia la o facultate și a avea cunoaștere a unor principii de viață. De aceea lumea este atât de diferită, pentru că unii oameni se dedică doar studiului pentru a avea un confort al vieții, un confort financiar, un confort, eu știu, și alții de a avea un confort spiritual. Ambele sunt necesare. Eu nu disprețuiesc confortul așa, dar nici nu mă gândesc că aș putea trăi fără confort spiritual. Revenind la întrebare. Cum putem să ne protejăm mintea, această sferă a softului, de programele care ne distrug și care ne creează acest tip de emoții, care la rândul lor creează aciditate, pentru că mulți oameni sunt bolnavi din cauza exact al acestui proces, emoții destructive. Păi bun, cum putem face? Hai să ne luăm procesul de la un caput. În fiecare zi, prin capul nostru, trec, fie că vrei sau că nu vrei, cam 60-70 de mii de gânduri. De ce trec prin capul nostru? Pentru că noi, oamenii, ca și biocomputere, suntem conectați între noi într-o rețea vastă, globală, wireless, să numim așa. E mai ceva decât 5G și oricare 6G vor apare vreodată mai departe. Suntem interconectați între noi tot timpul. Gândurile de la unul trec în cap, mintea altă, e foarte ușor, și de la altul se îmbogățește gândul ăla cu ceva în plus, cu o imagine, cu o virgulă în plus, se transmite mai departe, celălalt înțelege mai multe din fraza aia sau din ideea respectivă. O mai completează cu ceva și uite așa ideea, tot timpul se dezvoltă. La alți oameni gândul vine prin cap, trece un gând prin cap și acolo moare. Așa se spune că foarte mulți oameni gândurile trec prin cap doar ca să ajung în capul lui, ca să acolo să moară. Alții le dezvoltă. Și acum ne punem întrebarea, cum putem să oprim fluxul ăsta de gânduri care ne trec nou prin cap? Avem vreo posibilitate? Sunt unii oameni care se antrenează toată viața să ce? Se numește meditație, să nu gândească. Stop gând. Stop gând și după aia automat vine stop emoții, stop orice reacție fizică. Da. Stăm, medităm. Procesul ăsta îl poate face mai ușor bărbați, adică lei să pot femeile, oricât se strădesc, nu o să poată opri gândurile. Pentru că atunci când vă opri gândurile, se vor opri sentimentele și o femeie fără trăire emoțională nebunește în momentul respectiv. Deci, practică meditația pur și simplu degeaba. Dar cum putem să oprim? Nici nu avem și o posibilitate. De ce? Pentru că suntem conectați între noi. Pur și simplu suntem conectați între noi într-o rețea globală. Un om acum în China gândește ceva și gândul ăla poate să treacă la mine prin cap dacă creierile noastre sunt aliniate sau aranjate, să spunem pe așa. Pe aceeași undă, cumva, frecvență. Tocmai de aia avem avem un scriitor, un poet în Japonia care a scris o poezie care se numește Totul ce afară. Personajele sunt tot Cătălin și Cătălina în limba chineză, doar că a scris poezia respectivă la vreo 4 zile după ce Eminescu deja o și publicase. În timpurile alea, doi oameni n-aveau nicio posibilitate să se cunoască între ei.
În același timp, uite, Mendeleev a descoperit tablița, tabelul, tabelul periodicităților, elementelor chimice, și doar l-a publicat mai repede, adică doar l-a făcut cunoscut mai repede. Dar în același timp, alt om de știință, care nu avea nicio legătură între ei, din Statele Unite ale Americii, descoperise exact același lucru, doar că a fost mai puțin așa, mai lent. Vezi, iarăși, vreau să spun prin asta că gândurile nu ne sunt ale noastre. Uh-huh. Ele prin capul nostru vin. Omul este o conștiință colectivă. Exact. Este, și toate gândurile astea noastre, în dependență de neam, în dependență de domeniul de activitate, suntem conectați cu toate, cu ocazia asta, toți la diferite iCloud-uri, numite egregori. Dăm acolo o anumită informație, exact cum face telefonul. Da. Și de acolo putem să luăm înapoi alte poze, alte texte care nouă ne trebuie, pentru că ele sunt la colectiv. La individual, oamenii sunt unici și repetabili numai în primele două, trei ceacre. De la a patra ceacră în sus, noi suntem la comun. Gândurile tale devin ale noastre, comportamentul tău devin ale nostru. Tocmai de aia gândește Hitler ceva și se răspândește asupra tuturor. Cu gândul lui poate să-i molipsească pe ceilalți, toți se molipsesc. Să duc într-o direcție, fac o acțiune oricare care îți dovedește pe urmă a fi utilă sau inutilă. Practic nu avem cum să ne extragem din fluxul ăsta informațional, niciodată. Și totuși, dar de ce unii sunt mai sănătoși, mai bine și alții mai puțin bine? Pentru că își organizează, e, cum se numește, receptorul, da, îl, ca la radio, da, îl mută treptat așa, trecând prin fonuri, da, și trecând prin gălăgii de frecvență, până când găsesc acel post care lui este cel mai util. Și de acolo recepționează numai acele informații care lui personale sunt utile, informațiile sunt dăinuiesc, adică sunt veșnice, nemuritoare și undeva pe omul îl îndreaptă. Majoritatea oamenilor sunt ce? Acordați la o lungime de lundă, să o numim absolut satanică, nu știu cum spune. Adică culeg de acolo tot felul de informații absolut care nu le trebuie la nimic, nu le dezvoltă viața, nu le curăță sufletul, nu-i vindecă, nu, dar pur și simplu sunt conectați la acel post și ceruri, să spunem așa, sunt foarte multe iCloud-uri. Da. Fiecare iCloud cu postul lui de televiziune, cu postul lui de ce? Radio. De radio. Și de-aia închide ochii și începi să gândești. Ești conectat la creștinism, atunci închizi ochii să vezi numai în Hristos și îngeri și nu știu ce demoni. Ești conectat la alte idei, nu știu care acolo, cu integrare în absolut. Să vezi altceva, altceva să percepi. Gândurile astea dominant o să vină prin cap. Ești conectat la bucătărie. Uite, de exemplu, dacă eu aș încerca acum să mă ocup de bucătărie, o să vedeți că am probleme foarte mari chiar și a găsi informațiile despre bucătărie. Mă duc prin librării și cărți sunt acolo de bucătărie, dar eu practic nici nu le vezi. Așa, trec prin ele în mare viteză. Dar după un timp oricare, când eu mă acordez la lungimea de undă, oriunde mă duce, am impresia că plin orașul ăsta numai de cărți de bucătărie. Și asta de bucătărie se întâmplă așa, de exemplu, eu când mi-am schimbat mașina și am trecut de la o marcă la altă marcă, niciodată nu văzusem o mașină ca a mea. Pe urmă le-am văzut pe toate. E, tot așa pățești când nu vezi nicio gravidă, până când soția ta e gravidă. Da. După aia ai impresia că tot orașul sunt plin de gravide. Da, sau de da, cărucioare. Așa sunt, pentru că e acordat la acea lungime de undă. La ce lungime de undă sau la ce post de emisie, recepție se acordează un om, este propria lui libertate. Vrei la asta albă? Poftim. Vrei la ea neagră? Poftim. Energia care o să cheltui ca să te conectezi la postul ăsta sau la altul e aceeași. Dar tu poți să te conectezi la ea mai satanistă, la ea mai nu știu cum, treaba ta. Reveni la de sănătate sau rezultate la mai puțin sănătate, ca să nu zic boală sau suferință. Da. Pentru că foarte mulți oameni sunt conectați la suferință, pentru că se vorbește foarte mult despre boală. Majoritatea oamenilor, din cauza fricii că se vor îmbolnăvi, chiar se și îmbolnăvesc. Da. Este un curent mass media care promovează extraordinar de mult industria farma. Da. Și atunci până și turismul s-a dezvoltat ca turism medical. Dacă te uiți, turismul medical este la fel de interesant ca oricare alt orice turism. Orice post de la de radio sau iCloud sau spune, da, egregorul este interesat de proliferare. Adică este interesat să aducă cât mai mulți adepți sau câte mai multe baterii, suntem niște baterii, care să furnizeze energia lor sau să dea energia lor acolo.
Orice egregor. Chiar și egregorul, spunem așa, Coca-Cola, el este interesat, sau McDonald's, el este interesat ca să aducă cât mai mulți oameni, indiferent ce cu ei se întâmplă. E important ca ei acolo să verse energia lor, ca așa egregorul ăla crește. E ca o entitate. O entitate care caută să ce? Să conecteze la el cât mai mulți oameni. Oamenii dau energie și acel egregor înapoi. Adică oamenii dau energie și oamenii înapoi dau și la oameni primesc informații. Informații de tot felul. Și dacă informațiile bine s-au ajuns în el, încearcă și povestește unui om că mâncarea de acolo nu-i chiar mâncare și că nu-i chiar bine să mănânci. Că o să-ți găsați cu 1.000 de argumente pentru că ce? Egregorul prin el se va Da, apăra. da. El este pe acea frecvență, adică. Treaba lui. Deci e liber să fie acolo. Dar dacă te-ai conectat la acel egregor, atunci de ce te mai plângi? Este evident că de la bun început vei avea Tu efecte crezi că negative. oamenii sunt conștienți de tot ce fac? Revenind la... Uite, asta este problema minții. Dacă oamenii nu sunt conștienți de tot ceea ce fac, atunci să nu se plângă. Ideea este că ei trebuie să fie conștienți ce soft au pe calculator, ce programe au instalat acolo, la ce le servește și dacă le pot folosi. Dacă nu știi, atunci oricine poate veni și instala pe tine o frică sau un soft, spunem așa, care nici nu știi dacă îl folosești tu și dacă o să trebuiască. Dar poate eu, prin conexiunea aia wireless, o să folosesc programul care tot eu l-am instalat în tine ca să te manipulezi pe tine. Și nu ne poți Revenind face. la softul frică. Da. Lumea e înfricoșată de boală. Nu cred că există, cel puțin, hai să zicem, dintre cei care ne urmăresc acum, poate că tocmai de aceea ne și urmăresc, să afle cum ar putea scăpa de această frică. Unii oameni nici nu sunt bolnavi, dar le e frică că se vor îmbolnăvi. Păi, Chiar a da. fost o întrebare, Da. N-am apucat să ți-o pun ca să nu te Da. opresc, către ce boli am predispoziție, de unde știu, de ce ar trebui să te gândești că te vei îmbolnăvi? Păi vedeți, cine o întreabă, doamna sau domnișoara, ca exemplu, că Da. clar, manifestat, întruchipat, uite, cu noi de față, ea nici măcar încă nu este bolnavă, dar ea gândește la asta. Da, dacă o Exact. să fiu, da, dacă, de ce boală că am aptire să îmbolnăvesc? Sigur, la cât eu de ghinionist, cancerul, că altfel pentru mine, e cel mai grav, adică că mă știu eu pe mine. Fiecare om este întruchiparea propriilor sale gânduri, pe care ai ales să le gândești sau nu, să nu le gândești. Uite, de exemplu, pentru mine am hotărât odată, cândva, de mult, că nu-mi permit ca să fiu viceul emoțional a oricui din lumea respectivă. Pur și simplu, nu permit ca prin mine să treacă emoții negative. Pot lua o astfel de hotărâre, da. Gata, puteți să vorbiți, puteți să faceți ce vreți, eu nu las ca prin mine să treacă emoțiile negative. Pentru că emoțiile negative vor face reacții negative. Reacțiile negative vor duce la boli, evident că nu la fericire. Minusul va duce totdeauna către minus, plusul va duce totdeauna către orice baterie care se conectează la aceeași bornă cu plus. Dacă ea alege să gândească așa mai des, gândind la boala mai des, vrei sau nu vrei, vei avea emoții în relație cu acea boală și vei începe să faci ce? Gândul dominant va crea scenariul dominant din viață și te vei Bun, hai să ne îmbolnăvi. oprim aici. Ce faci când, hai să zicem, realizezi că ai acest gând dominant? Da. Cum îl combați? Nu-l trebuie să-l combați niciodată, Ce pentru că el faci cu deja el? este acolo, este ca soft. Pur și simplu nu mai lucrez cu in-app și Da? deschizi media player, lucrez cu alt program. Deci Adică aleși în deschizi patru. altă fereastră de gândire, alt Exact. gând. Algă. Nu trebuie cu nimic să batem, nu luptăm cu nimic. Oricum, planul ăla este mult mai deștept și mai vast decât procesorul tău, creierul, în care doar se procesează niște idei. Omul nu generează niciun gând. Oameni care real pot construi gânduri și le trimite în spațiu, într-un iCloud acolo, de la care se duc la voi, sunt foarte puțini. Aia sunt oameni care gândesc. Ceilalți, 90% din oameni, sunt ființe prin capul cărora trec gânduri, în dependență de spunem, sursa la care tu ești, sursa de emisie la care tu te-ai conectat. Prin propria ta voință, sau iartă-l Doamne că nu știi ce face, cu gândul tău, cu știința ta sau fără știința ta, cu voia ta sau fără voia ta, te-ai conectat acolo, asta e situația, efectul va fi mecanic, fără milă. Spuneai mai devreme că prin capul nostru trec în fiecare zi 50-60.000 de gânduri, care majoritatea sunt repetitive, adică ce am gândit astăzi, probabil că voi gândi și mâine, da? Evident. Pentru a deschide noi ferestre de gândire, este necesar să creez eu noi gânduri. Nu se creezi, nu creezi niciun gând. Pur și simplu, nu te mai uiți în geamul ăla cu boli, cum ar fi spus, Da, sursa da. aia, sau nu te mai uiți în ecranul ăsta, te uiți în Da? ecranul următor și îți orientezi gândul sau procesorul tău Da? către ce? Către un alt emițător.
De la care? Nu? Alta e cloud, altă sursă de la care va veni informație despre sănătate, despre putere, despre... Și uitându-te tot timpul acolo, încet, încet, în tine, procesorul se procesează numai informație de felul ăsta. Deci acestea vor fi gândurile dominante. De bogăție, de putere, de... Bă, orice poate să se întâmple. Uite, vine ciuma în orașul ăsta. O să moară mulți oameni. Băi, mie nu se poate întâmpla chestia. N-are cum. Mie așa ceva, eu nu are cum, pentru că eu nu mor din așa ceva. Și atunci el gândindu-se la asta, este gândul dominant. Și în timp el asta va ce? Va materializa. Telespectatorul tot trebuie să fie conștient de la bun început de un lucru. Fiecare dintre voi, în momentul de față, sunteți 100% într-o chiparea tuturor gândurilor voastre pe care ați ales să le gândiți. Le-ați ales cu voia voastră sau fără voia voastră, cu știință sau fără știință. Dacă fără știință, atunci iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce spun. Respectiv, prin tine trec gândurile din acea conștiință colectivă despre care am vorbit mai devreme, pentru că tu ai ales să fii doar purtătorul unor gânduri care trec prin tine, nu orientatorul, hai să spunem. Corect. Adică n-ai procesat, ai lăsat să treacă și ai făcut ca să devii aparținător al gândurilor altcuiva. Toate cloud-urile astea la un loc, să le numim așa, egregorii, toți egregorii existent vreodată, unii care deja se sting, alții care apar noi egregori, ca entități. Păi să le împărțim în două categorii, yin și yang. Dacă tu ai ales să te conectezi la ele constructive, dătătoare de viață, e o sursă. Acolo este și un script. Vezi? Script. La noi se numește scriptură. La el se numește script, la etist. Poate și Dumnezeu pentru noi are un script, codul sursă. No. Dar noi, pentru ca să cunoaștem codul ăsta, ne uităm în scriptură. În orice scriptură, că e creștină, că e ortodoxă, că e de tip răsăretean, că e nu scriptură, e tot, are o singură scriptură, musulmană, că e budistă, toate scripturile ne arată codul sursă, limbajul, adică cum a fost omul programat și realitatea și restul. Deci trăim acum într-o civilizație numită biblică, care are sfârșitul ei, care are și un început, are și un sfârșit. E ca orice program de calculator, se deschide, rulează ceva și după care se oprește. Bun, sau trebuie updatat sau ce. Așa. Vedeți asta zilnic pe telefoanele voastre când vă dă update-uri la tot felul de programe. Unele se updatează, altele nu se mai updatează. Și la un moment dat trebuie dispar de pe el. Bun. Altă iCloud-uri, să le numim așa yang, adică aia care e negru, dar are o picătură de alb. Adică nu e rău absolut, oricât de rău ar fi, totuși există o picătură de bine acolo. Da. Care poți să o iei, poți să o dezvolți, dacă toți am face asta, atunci yang, partea asta neagră ar deveni albă. În schimb, automat cea albă, cu un punct în negru, în interior, s-a transformat în negru și cu un punct alb în interior. Omul hotărăște la ce bază de date se poate conecta prin propria lui voință, dacă știe ce face. Dacă nu știe ce face, e problema lui. Nu a medicului, de-aia medicii nici nu au timp să se ocupe de ei. Problema lui. Păi da, eu n-am știut. Păi trebuia să știi. Dar pentru ce ai venit în viața asta? Nu ai venit să cunoști? N-ai venit să cunoști creația și pe tine ca un element a creației sau creația din tine sau tu ca parte din creație, ca parte din Dumnezeu, din natură sau tu te consideri ceva cu totul aparte. Natura e una, tu ești alta. Dumnezeu e una, tu ești alta. Dracul e una și tu ești alta. Ești separat de toate. Nu. Faci parte din tot sistemul ăsta care se numește suprasistem, din care tu ești un subsistem. Și subsistemul ăsta depinde de sistemul macro în care el este înglobat. E la fel cum și programul, un calculator, eu sunt un program de calculator. Și eu depind de ce? De suprasistemul numit calculator. Eu cred că sunt independent și liber și fac ce vreau eu ca program în, în calculatorul ăsta sau în lumea asta. Nu, eu sunt dependent total chiar și de bateria asta. S-a terminat bateria, s-a terminat soarele, s-a terminat cu creația în general. Calculatorul ăsta nu mai are nicio valoare dacă nu are nici măcar curent în el, nu? Și atunci, foarte des civilizația umană a făcut un lucru foarte, cu ocoloșit oamenii. Adică voi nu gândiți, lăsați că gândim noi, că de eu sunt specialist, de eu sunt psiholog, de eu sunt doctor, tu trăiești așa cum ne pădești, cum o fi, Dumnezeu cu mine. Că la un moment dat te îmbolnăvești, îți faci o operație și te vindecăm. Tocmai edificat. Ăla se întoarce înapoi acasă. L-am vindicat de fiecare. Continuă să trăiască viața lui tot așa în niștire, nici de ce fac, nici pentru ce fac și nici unde o să ajung, care sunt riscurile. Consumă alcool în continuare, peste 2 ani de zile vine cu ficatul din nou.
iar trebuie să-l mai repare odată. Dar poate a doua oară nu mai reușesc. Și dacă eu nu reușesc, să vezi lucru interesant, sunt de vină sau vinovat cumva eu medicul că nu i-am găsit lui ăsta leac. El n-are nicio vină, el săracul e bolnav doar. Dar cum ai ajuns la boala aia? Nu are cumva prin neștirea ta? De aia și spunea în trecut, iartă-l Doamne că nu știe ce face. Și nu așa ne rugăm noi, Doamne iartă toate păcatele, adică erorile pe care le-am făcut cu voia mea sau fără voia mea, cu știința mea sau fără știința mea, cu vorba, cu gândul sau cu fapta. Ah, stop! Apropo de vorbă și programe mentale instalate cu voie, fără voie, cu știință sau fără știință. Oamenii se programează și prin cuvinte, pentru că în momentul în care... La început a fost cuvântul, numai prin cuvinte faci programe. Deci, în momentul în care tu începi și vorbești numai despre boală, toate preocupările sunt îndreptate către frică, către boală, da. Către... Începi și creezi o realitate care te duce sigur pe acea frecvență despre care vorbeai mai înainte. Inevitabil. Inevitabil. Da. Așadar, apropo de soluții, o soluție ar fi să fim atenți la ce vorbim. Evident. Pentru că prin cuvinte programăm și ne direcționăm către o comunitate, către o situație, către un tip de activități. În moment când prin capul nostru trecut în gând, el este doar un gând. E un gând. Dacă l-am și verbalizat... Că l-am verbalizat în exterior sau am vorbit cu vocea interioară, adică cu dialogul mine interior, însă, da. Am programat evenimentul ori în interior, ori deja în afară, ca să se întâmple. Oamenii înainte erau învățați să fie scurt, să fie foarte atenți la ce vorbesc, pentru că la început a fost cuvântul și în viața noastră, la începuturile începuturilor, tot cuvântul este. Așa. Cuvântul modelează spațiul înconjurător și deschide portale sau închide portale. Adică dacă noi stăm aici și vorbim cuvinte alese și le pronunțăm într-o anumită tonalitate, lungime de undă, cu o anumită putere energetică, noi modelăm spațiul înconjurător, independent de ce vorbim și cum vorbim. Dacă ne uităm în jur, o să vedem cum oamenii se otrăvesc zilnic folosind fraze, cuvinte, înjurături, cuvinte cu vibrație joasă. Care ce fac? Care generează în noi, spunem, energii reactive. Adică acele energii care încălzesc cablul. La un moment dat încălzesc procesorul atât de mult încât ne apucă durerea de cap. Durerea de cap nu e nimic altceva decât un semn că a pornit coolerul. Și începe să auzi doar de cap. Trebuie să răcească creierul. Fii atent, apropo de auzit sunete, că avem o întrebare chiar în acest sens. O doamnă întreabă dacă ai o sugestie de vindecare pentru misofonie, sunete care te nebunesc și faci fobii referitor la acestea. Ia, vezi cum a spus. Evident că faci fobii. De ce faci fobii? Pentru că nu cunoști. De exemplu, în spațiul ăsta, noi acum că e lumină, n-ar putea să avem niciun fel de fobii pentru că totul vedem și n-avem nici ne speria. Dacă am stânge lumină, așa am fi aici, noaptea, ne-am speriat de toate, nu cumva răsturnăm ceva, nu călcăm pe ceva, ne cade ceva în cap, am avea o serie întreagă de fobii, chiar paranoi, nu? Exact în situația se află doamna. Adică atât de puțin se cunoaște pe ea însăși, încât se teme de ea însăși. Păi, dar scopul, principiul, nu pentru asta ai venit cunoaște pe tine însuși, le vei cunoaște pe Dumnezeu, dacă cunoștea, acum știa și de ce se întâmplă chestia asta. Dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că, evident, are haos mental, gândește lucruri atât de multe și atât de le întortochează și atât de le sucește. Nu lasă ca gândurile să treacă prin capul ei, ea le oprește, le mai analizează, le întortochează și ce face? Le amplifică, le leagă între ele și le transmite mai departe. Și în felul ăsta ea poate să fie pentru univers un furnizor de ce? De gânduri negative. Adică să vă folosi cine? Băiatul ălaltul de gândurile astea și el este interesat. Celălalt creator nu e interesat de așa ceva, decât de gânduri care sunt constructive, de gânduri care pot fi asamblate în așa fel încât să fie dătătoare de viață. Dar ce soluție ai putea avea pentru dânsa? În sensul în care probabil că s-a dus la un medic și i-o fi pus un diagnostic. Să învețe, adică să pur și simplu... Acest haos mental, cum se poate... Mental să-și facă ordine în minte sau dacă nu știe cum să-și facă ordine în minte, pur și simplu să nu le mai gândească așa de mult. Las-o așa. Să te lași cumva în voia valului? Să înceapă mai mult să trăiască decât să gândească. Aha. Să trăiască fiecare moment acum, nu ce o să fie mâine. Tu trăiești acum, aici, bucură-te de faptul ăsta. Mâine da, poate să știi că foarte puțină lume înțelege această stare de prezență. Că știți care este? În trecut oamenii înțelegeau lucrurile astea foarte mult, deși nu aveau niște telefoane, nici calculatoare, nici nimic.
Înțelegi? Tocmai că nu erau bombardați de tot felul de informații, de tot felul de surse, telefoane, antene, televizorurile, radio. Gândește, 200 de ani în urmă, stăteai sub umbra nucului bătrân. Nici o undă nu exista în plus care să treacă prin capul tău, decât acele care veneau de la copac, de la pământ, de la uiță, văcuță, ce era în jurul Da. tău, adică unde naturale, dătătoare de viață, firești. Și tu aveai când să primești un gând, să stai să gândești de el meditativ, așa, fără grabă. De ce fără grabă? Pentru că tu în timpul vieții, tehnologia se schimba foarte mult. Timpul curgea lung. Adică, te nășteai, vedeai o căruță care îți duce cu calul la deal. Ai ajuns 80 de ani, mai aveai puțin și mureai și vedeai ce? Aceeași căruță, doar că s-a modificat roata. Și oi ăștia puțin. Și au mai apărut alte tipuri de hamuri. Adică, în 80 de ani, atâta era schimbarea tehnologică. Acum nu te-ai născut bine, te-ai născut cu generații de telefoane. Nu ai 5 ani, că deja sunt telefoane care le ghidezi cu ochii. Mai trec 15 ani telefoane care le ghidezi în general cu mintea sau cu degetele. Toate trebuie să le înveți. Și atât de multe lucruri prin cap ne trec, nu știu ca să ce, încât procesorul pur și simplu se consumă. Adică pur și simplu, de-aia o să vedem în trecuturile îndepărtate. Oamenii ajungeau la bătrânețe și în tot satul, dacă era unul care avea o boală mentală sau se năștea un copil cumva cu malformație, toată lumea săracă, adică toată lumea știe pe chestia Da, asta. da. Acum, practic, Alzheimer-ul pândește pe toți dincolo de 50 de ani. De ce? Condițiile de viață s-au îmbunătățit, medicina s-a dezvoltat, știința s-a dezvoltat, toate gadgeturile s-au dezvoltat, prin urmare, noi trebuie să trăim mai mult, mai fericit și mai bine. Și realitatea ne arată exact invers. Trăim mai puțin, mai stresați, stresul, boala care omoară cei mai mulți oameni. Evident, când ajungi la spital cu inima, doctorul va spune că e de inimă, dar inima a ajuns bolnavă datorită stresului, datorită gândurilor, datorită gândurilor, emoțiilor, faptelor interne, subiective sau obiective măsurabile în afară și la urmă inima crapă. Doctorul va încerca să vindece inima, nu tot lanțul cauzal, ci numai simptomul. De-aia medicina nu are succes, pentru că se luptă cu simptomele, în loc să lupte cu cauza. Dar doctorul nu are când să stăie cu tine să te întrebi cum ai ajuns tu la probleme de inimă sau la probleme de cap. El... Sigur, noi vorbim acum din punct de vedere al psihologului, al parapsihologului. Asta înseamnă că dacă, Doamne ferește, faci peritonită, nu te duci și nu apelezi la chirurgie sau dacă faci un Evident infart, că o nu. faci tot, mai asta Dar și... revenind, absolut toate întâmplările acestea au în spate o cauză. Evident. Aproape niciuna nu e fără nicio cauză. Până mai acum Nu. 200-300 de ani Da. existau probabil boli cardiovasculare, de exemplu, Da. însă tratarea lor era de altă natură, pentru că nu exista acest sistem medical. Revenind, nu înseamnă că noi nu trebuie să folosim medicina, trebuie să folosim medicina, trebuie să folosim medicamentele, dar trebuie Dar să cu fie o armonie, măsură, o măsură o și o măsură. înțelegere, Evident. astfel încât vindecarea, eu știu că, și revenind la cazuri foarte grave, că probabil sunt mulți oameni interesați de a se vindeca, adică luăm în calcul un diagnostic medical care Da. să zicem că este corect și are și un tratament medical Bun. din sfera medicinei alopate. Putem să luăm în calcul și medicina alternativă care este foarte interesantă și care și ea vine cu foarte multe soluții. Evident. Astea două le cunoaștem și suntem, să zicem, Da. la zi cu ele. Da. Dar ce facem cu această minte care de foarte multe ori este doar a pacientului, adică e alegerea ta Da. de a avea încredere atât în diagnosticul medicului, atât în pastilele care le înghiți și atât în potențialul corpului tău de a face, hai să zicem, pact cu vindecarea, nu cu boala. Am Pentru că înțeles. unor este mai mare frica și ți-e frică că faci toate astea și tot vei muri, de Bun, exemplu. bun. Și știu că ai avut, chiar ai tratat ca parapsiholog niște cazuri care erau foarte, foarte grave. Da. Cum le-ai rezolvat? Cum le-ai adus pe om din punctul de a crede că moare în punctul de a dori să trăiască? Păi, în diferite cazuri, în moduri diferite, strict ajustate pentru calculatorul ăsta, cu Windows-ul ăsta, cu procesorul ăsta, cu paralaxa video ăsta, cu memoria asta RAM, aplicate pentru fiecare om în parte. Un specialist bun știe să găsească psihotehnologie sau metode sau instrumente pentru fiecare om în parte. Tocmai de asta aveam și succes. Dar,
câteodată trebuie să apelez la, să le numim așa, micile șarlatanii științifice. Adică micile trucuri prin care să-l păcălesc în folosul lui, adică să-l protejez pe om sau să-l apăr pe el de propria lui minte. Uh-huh. Și pentru asta trebuie să introduc în propria lui minte un soft micuț care să ce? Care să-l ajute. Să-l ajute, să-i dă peste cap alt virus sau alt soft de-a lui care l-a instalat de multe ori chiar poate mama în fragi de copilărie și nu numai, așa. Sau el l-a instalat chiar, ce știu eu, acolo, facultatea de medicină. Uite, omul s-a dus la facultatea de medicină, dar el are anumite abilități de prelucrare a informațiilor. Unele informații le prelucrează cu ușurință și la rece, altele le prelucrează cu ușurință, dar la cald. Emoțional. Și atunci, uite, tocmai acolo apar problemele de sănătate a studenților de anul 3 când învață simptomatologia. Și la momentul ăla, fiecare student simte când citește acolo că are și el boala aia. Și dacă insistă, chiar o dobândește. Dacă insistă, adică repetitiv, da, orice da, gând da, da, da. Ciclizat sau dacă ne ciclizăm e sămânța fricii care la un moment dat așa, tocmai de aia vedem cardiologi bolnavi de inimă, oameni care ne învață cum să fim suple, adică cum se numesc dietologi sau nutriționiști grași, oculiști sau cum se numește, oftalmologi care cu ochelari sau cu lentile. Păi, de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că ei gândesc repetitiv și ciclic la un anumit lucru. Și cu cât mai mult gândim la acel lucru, cu atât mai multă energie îi dăm pentru că el se poate întruchipa. Și evident că se întruchipează. Dacă se gândești la nefericire, tot timpul nefericire, cauți prin lume, vezi numai nefericire, e foarte repede nefericirea aia va veni în tine pentru că așa spune legea. Cine are, adică tu te gândești la nefericire, ai. Ei se va mai da. Cine nu are și din ce nu are ei se va mai, lua. Uite, doamna respectiv, ea are niște ceva sunete în cap. Și dacă la ele se gândește foarte mult și se ciclizează gândea, va vedea că toate sunetele alea cresc. Adică ei se mai dă. Dar dacă va începe să gândească la iepurașul ei, la altceva și nu la ce se întâmplă ei acolo, cine nu are, ei se va mai lua. Și va scăpa de sunetele respective, spunem așa. Bine, din sfera asta... Nici un doctor nu știe să vindește țâuitul din urechi. Știi, sunt oameni care îi nebunește. Și se vindecă? Ba da. Cum? Se vindecă. Cu timpul, cu aceste procese de... Se vindecă cu abordare individualizată pentru fiecare om în parte. Dar nu se vindecă cu metode, spunem așa, stas, aplicate la toți oamenii. De ce? Pentru că tu ești din 65 și eu sunt din 66, ăla din 64. Suntem softuri diferite. Nu putem să-i vaccinăm pe toți deodată la fel, nu putem să-i tratăm pe toți la fel. Pentru că nu suntem biorobots construiți pe aceeași serie și același an de fabricație, cu aceeași serie și aceleași componente. Uh-huh. Toți suntem diferiți, avem softuri diferite, componente diferite. La noi procesorul e făcut din ceva, la ăștia care se nasc acum, procesorul este făcut din cu totul alte. Dual core, la noi ca la noi. Și firele sunt mai multe de aur, la noi sunt de aramă sau ceva, de aluminiu, nu știu. Suntem diferiți făcuți. Dar când tratăm oamenii ca pe o turmă de aceeași oi, de aceeași rasă și de aceeași vârstă, atunci evident că o să dăm de complicații. Hai să le dăm celor care ne urmăresc un model de gândire constructiv, pozitiv și de folos. Hai să zicem că am dori să facem acest switch de soft către o nouă fereastră care să ne fie benefică. Cum mă pot muta de pe frecvența fricii bolii pe frecvența... Pentru că și acest trend New Age american cu toată dezvoltarea personală și cu gândurile pozitive ne este la îndemână, foarte multe persoane se duc și totuși nu au succes, adică gândurile pozitive, așa cum ne sunt ele prezentate în toate cărțile de self-help, nu totdeauna au... adică ne ajutăm singuri. Da. Nu ne ajută singuri, de ce? Pentru că programele de ce știu spune, de help self, cum ai spus. Self-help. Da. Ok, ele funcționează pe un tip de procesor, așa. Dar nu funcționează pe altul niciodată. Adică repetă omul tot felul de afirmații pozitive fără niciun fel de rost. Pentru că odată el nu crede în ele. Doi, chiar dacă nu crede, dacă le repeta le suficient de mult timp, ele ar ajunge să construiască în capul nostru o anumită imagine. Și abia după aceste imagine se creează, mintea noastră știe cum să o întruchipeze. Deci e nevoie de un timp. E de un timp. Ca să excludem toate variantele astea și timpul și să depindem de alți factori,
Noi trebuie să folosim verticala, adică axa Y-ului, adică axa variabilelor independente, adică acele valori sau acele puteri care nu depind de nimic. Toate Care celelalte, sale? adică acestea sunt veșnice și nemuritoare, adică sunt, spunem, cele care nu se modifică niciodată, indiferent cine vine la guvern, indiferent cine organizație promovează, nu știu ce Esența minimum. umană, da. Esența umană, care le Valorile, creați, da. virtuțile și tot Da. restul. Bun. Ele toate în spate au tot felul de ce imagini. Când spunem acolo măr, vedem mărul. Și mărul e măr. Când spunem ciocan, ciocanul e ciocan. Se modifică modalitatea, dar principiul lui rămâne același principiu. De aia e ciocan și nu-i topor. E, pe orizontală, toate valorile, cuvintele și orice vrem noi acolo sunt muritoare și dependente. Depinde de partidul care vine la putere. Doamne ferește, uite, vin freudiștii la putere. Am încurcat-o rău de tot. Că o să ne împarte pe unii, ea cu complexul Electra, ea cu complexul Oedip, nu știu ce acolo, și nu, trebuie, pe ei aștia nici nu îi angajăm. Depinde cine vine. Vin behavioriștii la putere, altceva o să întâmple. Vin cognitiviștii la putere. O să zic că, domnule, nu e important ce face omul, și e important cum gândește. Și o să ne facă teste de gândire și spun, ăsta e om, ăsta nici nu e om. Deci, astea sunt muritoare. Atât timp cât ne bazăm pe ele, nu se întâmplă nimic. Adică filozofia, practic. Adică concepțiile, trebuie să dobândim concepțiile corecte asupra și viziunile corecte asupra lumii în care am nimerit. Cine sunt eu în lumea respectivă, care sunt puterile mele, rest. Și valorile astea nu se modifică niciodată. De la Dumnezeu, dacă vreți spune, sau de la Creator, odată pusă, ca bază pentru viața și pentru viața celulei și pentru viața furnicii și pentru viața ta. Și furnica și celula și tu trebuie să fim la fel de fericiți sau împlinindu-ne un rost al nostru pentru care a venit în lume. Și atunci gândiți, dacă omul nu știe în general pentru ce se află în lumea asta, atunci el poate să afirme pe aici și să facă tot păi felul de lumea bani. Toată lumea își caută anatol sensul vieții. Păi dar sensul vieții nici nu trebuie căutat, pentru că sensul vieții se află în însăși viața. Poți să pierzi toată viața căutând sensul vieții și nu o să-l găsești. Așa, de ce să cauți tu sau noi acum sensul vieții când, cu mii de ani în urmă, unii oameni care nu aveau ce face și toată zăul asta se gândeau, zile viața și-au dedicat-o cercetând sensul vieții. Citiți-l pe Platon, pe Socrate, pe Nea. Nu vă mai bateți capul cu asta. Că ei deja au spus, tot ce a fost de spus, au spus. Noi au rămas numai să realizăm. Sensul vieții se află în însăși viața. Gata, punct. Lăsați-o baltă, ocupați-vă cu ceva important, găută sensul tău, pentru ce ai venit în lumea asta? Ca să papa, caca, pipi, sex, atunci toate este numai și important. Trăiești la nivel de animăluți, de consum. De consum, ai nevoie de să satisfaci cerințele sau necesitățile, sau mai corect spus trebuințele, pentru că trebuie, fără asta nu poți trăi, de bază și mai mult niciodată nimic nu o să-ți dorești. Uite în jur câți oameni sunt care trăiesc așa. Trăiește pentru papa, evident, caca este efect, pipi, sex și ceva acolo plăcere. Pentru asta trăiește. Au venit ca și cum să mănânce. Nu mănâncă ca să trăiască, ci trăiesc ca să mănânce. Și tot salariul îl dau pe ce? Uitați-vă la supermarket. Când vin sărbătorile, tot salariul îl dau pe ce? Pe lucruri îngrozești când vezi ce au în coșurile. Da, și duc ele acasă. Aia e sărbătoare. De fapt, urmează să ne otrăvim bine organismul cu tot felul de produse pe care nici măcar nu citim ce scrie. Dacă e mai ieftin, îl cumpărăm. Atunci la oameni ăștia așa și le trebuie. Ei sunt vinovați de proprie, de calitatea proprie sale vieți, pentru că nu stau o picătură să gândească de ce sunt nefericit. Vor da vina totdeauna pe cineva este. Partidul de vină, statul, nu știu, tot timpul cineva de vină. El nu. El e nefericit pentru că țara asta e nu știu cum. Și în același timp noi vedem că în țara asta sunt oameni fericiți și prosperi. Adică n-are treabă țara. Probabil ține de niște lucruri pe care unul le împlinește și altul nu le împlinește. Unul se ține de ceva veșnic și nemuritor, iar altul se ține de modă, care tot timpul de la an la an se modifică. Și de la an la an nu se fie nefericită. Uite, moda pentru anul următor se creează hainele. Se creează în România pentru vara următoare deja acum. De unde știe creatorul cu ce o să vă placă vouă la anul să vă îmbrăcați? Sau să vă încălțați? Nu știe, dar o să vă creeze gustul ăsta. Și la anul o să îmbrăcați cu hainele care deja se creează acum în România, la vara următoare. Și dacă noi să ai pantofi, o să fie nefericită, pentru că stărătile la televizor sau undeva în reviste, care este nivelul? Uite așa trebuie să fii, pantofii ăștia trebuie să ai iară nefericire. Dar chiar îți trebuie, fericirea ta depinde de pantofii aia, depinde de haina aia, depinde de nu știu ce mașină. Poate că totuși depinde de altceva, de pe verticală, de lucruri veșnice și nemuritoare. Dacă îmi pune cifrele, atunci îmi vedea ce cifre pare. Iar așa sunt cifrele impare. Cifrele pare, tocmai de aia se împare că se împart în două. Și oricât e de întreagă, ea se împarte în două. Și uite fericirea și uite nefericirea.
Într-un caz, fericire mai mare, nefericire mai mică. În alt caz, sau mâine, în aceeași situație, nefericirea va fi mai mare și fericirea mai mică. Ce facem noi pe aici? Dacă habar nu avem unde am nimerit în mecanismul ăsta global, cum funcționează, care sunt roțile în care, mecanismele, că de-aia spun mecanisme, dacă nimerești între roțile aia din țatele vieții, te sfărâmă, te sfârșie, te nimicește fără niciun fel de milă, pentru că sunt mecanisme. Și tu trebuie să știi unde ai nimerit. Adică trebuie să cunoști creația ca pe o parte din tine și pe tine ca și o parte. Nu, dar la valieră. Ca și pe tine, ca pe tine ca pe o parte din creație. Nu, ca pe, nu pe tine ca un parte dintr-o firmă, fie și multinațională. Mai e o doamnă care probabil că se insistă pe ideea de a scăpa de frici. Mai ales la femei, pentru că ai menționat mai devreme că femeile trăiesc prin sentimente un plan emoțional mult mai intens. Da. Și atunci o frică de care nu mai scapi, exact cum spune aici, e frică de ceva, nu mai ai aveți. Adică universul tău se creează în jurul acelei frici. Da. Și totul gravitează și în jurul ei. Totul gravitează. Și atunci se va mai da. Ți se va mai da. Cum să facă practic să iasă? Poate chiar dacă îi mai spui odată, poate în alt fel. Lumea, într-adevăr, este obișnuită datorită felului în care se comunică în mass media să fie tot timpul mângâiată pe car sau să vină cu chestii miraculoase. Nimeni nu vine să spună dur niște adevăruri, pentru că, în general, prin adevăruri revolți, scoți lumea din zona de confort, da, și nu creezi plăcere. Și exact cum spui, lumea este dornică de lucruri plăcute, nu de lucruri neplăcute, bun, de adevăruri dure, de dat palme. Deși câteodată o palmă te trezește din leșin. Sau un șoc te trezește din ce știu eu. Da, dar vezi că astăzi am ajuns așa să cocoloșim. Să cocoloșim, da. Și copii și restul. Mama, odată cu o palmă după cap, mi-a aliniat toate chakrurile și energetica. Și mi-a corectat și destinul și mi-a coafat și soarta și restul cu o singură palmă. Și m-a scutit de o serie întreagă de vizite la psiholog ulterioare. Ei, uite, palma asta, spun psihologic, câteodată este foarte utilă să o dai. Hai să spunem în felul următor. Foarte multe doamne, domnișoare, au timp la dispoziție să gândească tot felul de prostii. De ce fac chestia asta? Pentru că au timp liber, mult. Uh-huh. Foarte mult timp liber. Uite, o femeie care trebuie să e la țară undeva și care trebuie să îngrijească de plantele, castraveți, nu are când să gândească la nu știu ce fantome, la destin, la nu știu cum acolo, fel de fel de chestii. E pur și simplu, trăiește și una cu animăluțul ei. Trăiește prezent acolo. Trăiește prezent acolo. Să simte conexiunea cu natura. O simte din casă, da, că ea trebuie mult să și telepatic comunică. Da. Nu simte bine, se duce, da, să mulgă, că altfel vaca aia suferă. Știi, e în natura acolo. Nu are timp liber să gândească la tot felul de prostii. Cu cât mai mult liber are o femeie, asta se memorează telespectatoarele mai ales, cu atât mai multe prostii intră în cap. Și nu sunt lucruri ideatice, ci emoționale. Adică îți treci un gând prin cap, fantomele, și începem emoțional. Mâine pe mine o să le vezi prin casă deja, pentru că dacă începi să gândești la fantome, ți se va mai da. Dacă începi să gândești la poezie, ți se va mai da. Eu zic așa, în loc să gândească la tot felul de chestii, mai bine să apucă să facă ceva. Uite, înainte era meditația perfect sănătoasă pentru mine. Se apucau coseau, și brodau, da, brodau. Da, da. Astăzi nu știu să coasă un nasture dacă ți se rup nasturile înainte de a merge la nuntă. Așa? Nu știu să lege o cravată. Mulțime de lucruri nu știu să facă. Dar ele gândesc ele tot felul de chestii. Și se urcă pe verticală taman acolo unde nu e viața lor. Și unde energiile acolo sunt foarte colțuroase și le distruge. Uh-huh. El trebuie să trăiască în baza energiilor naturii. Fiica naturii este, nu fiica cerului. Luceafră, fiul cerului. Tu, Cătălină sau femeie, fii fiica naturii. Trăiești în baza energiilor, este undulate. Așa. De-aia și corpul feminin e undulat. Când se apucă ea să gândească, să facă ea filosofii și descoperiri, nu știu de care, o să dăie de dracu mai devreme sau mai târziu. Pentru că funcția este să trăiască, bogăția este în calitatea sufletului. La bărbat calitatea lui este în calitatea minții. De-aia eu pentru mai multă minte nu o să mă duc niciodată la o femeie, fie ea să creadă cine o fie, o să mă duc la alt bărbat. Și dacă nu o să găsesc bărbat, o să găsesc pe unul elitist, adică Dumnezeu, Hristos, Buddha, cine a tot un bărbat. Dar voi să vă duceți pentru mai multă ordine în suflet la altă femeie, pentru că un bărbat nu e capabil să-ți facă ordine în sufletul. Dar în minte, da.
Ei, uite, doamna respectivă să spună toate ideile care le e absolut, multe dintre ele absurde, la un bărbat. Că bărbatul o să fă mărei, tu ai prea mult timp liber. Ia apucă de băi și mătru, uite, casa nu-i casă, masa nu-i masă, copiii ne spălați, dar tu faci filosofie pe aici, da. Și când are treabă, nu se mai gândește la lucrurile astea. Dar treaba asta este o meditație. Bine, lumea la oraș are cu totul alte preocupări. Dar uite, într-adevăr, și eu sunt o femeie care trăiesc la oraș și de când, de exemplu, am preocupări foarte fizice, concrete, dansez, fac antrenamente, creez programe fizice, alerg, adică sunt foarte multe lucruri care îmi umplu. De fapt, n-am niciodată timp liber, niciodată. Evident, să mai deci nici noi, deci nu mi-ajunge ziua de câte treburi fizice, concrete. Vezi? Am și mă feresc să stau la calculator, adică grija mea cea mai mare este să petrec cât mai puțin timp pe scaun și îmi plac treburile fizice, adică eu n-aș lăsa pe nimeni să, nu știu, să... Da, pentru că permanent ai ceva de făcut. Da. Și acel ceva ce ai de făcut, exact, îți aduce ție oricare stare de e bine. E magică, fizică, chiar și treaba domestică, lucruri de făcut prin casă, nu neapărat să cos, dar lucruri care, nu știu, îmi reorganizez un raft, iau cărțile, le pun pe căprării, sunt foarte multe chestii care mă ajută, apropo de defocusarea de pe un gând sau de pe un lucru care nu-mi convine într-un moment, fac ceva și mi s-a corect, conectat. Corect, urmare, ca sfat, ca direcție, nu trebuie să ne luptăm niciodată cu vreun gând, pentru că cât mai mult noi luptăm cu gândul ăla, cu atât mai mult îl reactualizăm și îl ținem în câmpul atenției noastre și el va deveni și mai puternic, tocmai când ne-am ciclizat pe el. Pur și simplu, uite, nemai uitându-mă la paharul ăsta, ci uitându-mă la tine, o să-mi vină foarte rapid alte idei decât îmi veneau când mă uitam în paharul respectiv. Adică ce face omul? Să se concentreze atenția în altă direcție decât în direcția aceea care lui produce ce necaz. Necaz înseamnă că nu-i cazul, dar dacă tu vrei, vei culege și efectele acelui lucru, adică suferința în cele din urmă. Suferința îți arată că nu ai dreptate, adică că ai păcătuiești, adică ce faci? Ai erori în gândire sau cu ceea ce te ocupi tu, este eronat pentru tine. Și atunci de fiecare dată viața ne arată nouă că greșim, anume prin ce? Suferință. Că dacă Dumnezeu te-ar da o plăcere pentru ceva destructiv, atunci tu ai face destructivul ăsta până când te distruge. Și anume universul ne arată, ce verticala ne arată că greșim prin suferință. Iar orizontala, lucru dracu cum ar fi spus, muritoare, tot îți distrugă aici. Aici e din potrivă. Cum faci un lucru rău, cum te stimulează. Uite, bumbunică, mai fă o dată, mai iau un drog, poftim încă, vezi că e bine, mai iau un bun. Și încet, încet îți pierzi viața. Dar când ești pe verticală și faci ceva greșit, imediat va apare o suferință. Vezi? Per total, ying și yang, noi avem două ante, ne place asta sau nu. Asta o știe și orice om de știință și el care face fizică cuantică sau mecanică cuantică știe lucrurile astea, numai că acolo el se exprimă la altă schemă de echivalență, de aplicabilitate prin alte cuvinte sau reprezintă altceva. Dar și acolo este un Adam și acolo este o Eva, dar numai că se prezintă altfel. Și acolo este creația, și acolo e Big Bang și tot ce există, există deodată peste tot în toate felurile. Nu există trecutul sau prezența viitoare, toate sunt la un loc, numai că se manifestă în forme diferite. Și atunci, tu hotărești la care antenă te conectezi pentru a emite și a recepționa, la una sau la alta. În per total sunt două și noi fiind al treilea element, a Trinitatea, adică ce faci? Facem conexiunea dintre ele. Unii sunt conectați mai mult la, spunem, sursa creației, alții sunt mai mult conectați la sursa distrugerii. Unii sunt interesați să păstreze creația, ceilalți sunt interesați să distrugă. Ce? Creația și orice lucru creat. Lucrurile astea sunt în hindusă, în tradiția hindusă, asta e prezentată ca și Varaja și cine mai distruge formă. Unul creează forme, o putere, un Dumnezeu, spunem așa. Unul încearcă să păstreze formele maximul de timp lung, sănătatea, frumusețea, maximul de timp. Și cineva, tot din noi, este interesat ca să distrugă orice formă maximum de rapid. Uite, paharul ăsta se va sparge exact atunci când îi va veni timpul. Uite, acum parcă aș vrea să-ți demonstrez chestia, dar ceva mă oprește. De ce? Pentru că nu i-a venit timpul. Dar odată din greșeală, pur și simplu, o să fac cumva și o să zbor ăsta. Atunci i-a venit timpul. Vreau, uite, să, vreau să-ți, mai, să-ți mai ofer o întrebare. O mămică întreabă pentru copilul ei care suferă de alergii. Mi se pare că alergie la praf, polen, foarte alergic copilul. Și odată cu întrebarea asta e foarte interesant că dacă se pot proiecta fricile personale
ale părinților asupra copiilor. Dar nu părinții instalează softurile și cu toate prostiile odată și cu virus și cu, la copilul care are conștiința încă tabula rasa. Tabula rasa înseamnă hârtie goală. Pagină goală, adică tablă goală. Mama vine și spune, dacă faci așa, mori. Tata vine și spune, vezi că dacă nu știu ce face, vezi că este nu știu ce, ambrozie. Și ambrozia ce e copilul? Spune, e o plantă care trebuie să o scoatem în afara legii. Pentru că Dumnezeu creat-o aiurea. Așa, e, trebuie să o scoatem, trebuie să o lichidăm, că e prea multă. Și... Dar cum a trăit oamenii cu ambrozii mii de ani, Dumnezeu? Și nu era niciunul care să se plângă. Acum au devenit toți atât de sensibili, trebuie să scoatem planta, că suferă oamenii de ce? De suferă oamenii. În 5 minute am arătat omului cum a luat ambrozia, a mirosit-o, a stat lângă ea, s-a îndrăgostit, s-a împrietenit cu ea și de atunci nu mai are nimic. Deși când venea anul, el mecanic auto fiind, la marginea orașului Câmp, focului erau foarte multe ambrozie. Tot timpul curgea nasul, tot timpul erau ce, manifestările lui somatizate, deis din soft. Softul îți spune cum este comportat. Dacă scoatem softul la acel copil, nu? Uite, își pierde leșină. O să vezi că nu e nici alergic, nu e nimic. El e nici cum. El stă așa și gata. E pasiv. Softul se pornește și el se ridică și începe, uite, ca să duc mâna aici, la nas de fiecare dată, am nevoie de un soft. Dacă softul s-a eronat, duce mâinile cu totul în altă parte. Și atunci, toți au devenit foarte sensibili. Dar de ce copilul? Că îi transmite. Mama devine, este o ființă supracucoloșitoare. Tot timpul pe copil, tot timpul protectiv și copilul învață de la mamă de ce trebuie să te temi. Pentru că vede că și mama, și mai mult ca atât, ce va face? Dacă ea este așa și deja i-o transmis, spunem, frica asta de polen, de o alergie, de o alergie, tot așa mai departe, copilul nici nu știe cum asta s-a întâmplat. El doar vede anumite efecte. Sunt și copii de mici, de exemplu, ascultă, nu știu, televizorul l-aș deschis. La televizor se spun tot felul de prostii deseori. Sunt emisiuni întregi care au scopurile lor și acolo se vorbesc tot felul de lucruri care Da, sădesc corect, pentru frici, că care nu sădesc avem, idei, care sădesc. Și apropo, și noi. ecologie informațională. Noi Da. luptăm de ecologia din jurul nostru, Da, care adică. este rezultatul tot al lipsii de Pentru ca să ecologie cumperi mentale. un anumit, știu eu, filtru, umidificator în casă, trebuie să se creeze acea uscăciune, aceia cariene, Da. acei Știți factori că de alergeni. multe ori le spunem la oameni, mă întrebau, când se va opri încălzirea asta globală? Când ne vom opri noi încălzirea asta? Atunci se va opri și încălzirea globală, știi? Atâta timp cât noi în cap avem gârgăuni, facem lucrurile, dar în același timp noi cu aceiași gârgăuni încercăm să oprim efectele pe care proprii noștri gârgăuni îi declanșează sau îi manifestă în jurul nostru, nu se întâmplă niciodată nimic. Avem nevoie, în primul rând, un om sănătos este un om care are o ecologie spirituală, o ecologie mentală și o ecologie emoțională. E evident că după asta e nevoie al patrulea element, adică și o ecologie hipertotal fizică, adică ce băgăm în noi, ce mâncăm, ce nu mâncăm, unde ne spălăm, cum ne spălăm, în ce fel, ce ne permitem să simțim, ce nu ne permitem să simțim. Pur și simplu, te vrei agresivitatea să o simți, ia-o și simți-o toată, vrei supărare, ia-o și eu nu vreau. Poți să mă jignești, eu nu mă jignesc, pentru că pot alege să nu mă jignesc. Dacă vrei, jignește tu, că nu m-am jignit eu. Ce ecologie mentală, ca ce ne permitem să citim, să învățăm, la ce atragem atenție, valorile care sunt importante, veșnice și nemuritoare. Nu ceea ce ne cere diferite companii sau ne creează nouă tot felul de gusturi, ne mai și pun în fața articole ca și cum științifici că e bine să bei 3 litri de apă pe zi pentru că nu știu ce. La anul o să fie 4 Dar litri. tu câți litri bei? Eu beau de fiecare dată, câteodată ziua întreagă nu beau nici atâta. E posibil să mă vezi zile întregi, pentru că beau apă numai atunci când mi-e sete cu gura, nu când mi-e sete cu softul. Că așa mi s-a băgat în cap. Mâine pământul explozie în Rusia, nu știu ce s-a mai întâmplat, sau așa. Și atunci a venit furtuna aia pe aici, eu nu știu ce, radiații, 4 litri trebuie să bem și în afară de asta, aia de la apă o să se împrietenească cu aia de la chefir. Și o să zic, 5 pahare, adică 5 litri de apă plus jumătate de chefir, că așa o să fie sănătos. Și omul s-a pus și să facă chestia asta. Ne dându-și seama că totul asta e marketing. Da. Oamenii trăiesc milioane de ani fără 5 litri de apă pe zi. Dar cum trăiești în pustiu? Că dacă vii cu 5 litri de apă pe zi, te lăsă acolo la marginea pustiului, că nu poate duce cămila apa aia ta cât îți trebuie, dar să te mai speli și restul. Și în același timp, în pustiu, oamenii trăiesc cu atâta, 2 zile, și nici măcar nu ia apă, ci un ceai.
Am înțeles. Adică ne adaptăm Bine, la eu acel spațiu. consider că trebuie să adaptăm ce vorbim acum la un fel de trai urban. Tu nici măcar nu trăiești în Bucureștiul ăsta, care este total diferit de Oradea, unde stai tu. Tu Păi venind și până eu. aici mi-ai și spus, zice, băi, eu dacă aș fi trăit în stresul ăsta de drum în fiecare zi, Da, cred dar că nu uita că nebuneam, eu vezi? am trăit în București și în general toată viața, numai în orașe mari. Bucureștiul, când am venit în București, mi s-a părut sat. Era cel mai mic oraș din care am trăit eu până atunci. Și am trăit în București până acum 3 ani, 4 ani. Știu, dar acum nu mai trăiești, deci Da, tocmai ai și ales să unul, pleci. tot în rural pentru că oraș, tot în urban pentru că Oradea totuși e urbă, nu e Da, rural, nu? dar e mai puțin stres. Asta Adică, e altă calitate a oamenii de acolo, gândesc altfel, de aia culeg și alte efecte. Bucureștenii gândesc diferit și de aia au alte efecte, așa și le trebuie. Vreți să nu aveți efectele astea și să înflorească orașul sau să dezvolte? Atunci trebuie să gândiți ca cine? Orădenii. Mâine pe mâine Oraghe o să fie centru, nu știu, turistic, și este deja, eu chiar sunt foarte mândru de modul în care se dezvoltă orașul și oamenii de acolo. Toată ziua circul nu te claxonează nimeni, noi să vezi ceea ce vezi în București, tot circul cumva, probabil influențele austro-ungare cândva și-au pus cuvântul, cândva și-au pus cuvântul. Cuvântul, da. Da. Revenind la cuvântul sănătate, hai să facem așa spre o încheiere mai pragmatică despre cum ar trebui să creăm armonie între corp și minte, astfel încât să ne îndreptăm către o calitate a vieții. Nădăjduim că Simplu. oamenii au înțeles, chiar dacă au fost unele spuse mai cu duritate, dar pentru că adevărul nu poate fi îmbrăcat în Moș Crăciun, adică nu... Poți dacă vrei, de timință iure. Da, adică poate fi, dar deja asta se face destul asta de des. Asta se numește marketing și da. Pot fac și eu asta, depinde ce vreau să vând. Da. Sau de, și oricare altceva. Putem să scoatem și un doctorat pe ochi, sau un om de știință în față pe care îl plătim destul de bine ca să scoată o lucrare care va fi publicată oriunde, așa, cu bani mulți și oamenii vor citi-o fără să judice. Uite, înainte cândva, chiar și pe vremea lui Ceaușescu, ții minte, era mai multă seriozitate, adică erau totuși niște cenzori, niște oameni care urmăreau ce naiba ai scris tu în carte respectivă, pentru că ea va intra în curând unde? În conștiințele oamenilor. Uh-huh. Și întrând cu erorile astea, adică în loc de 77, 49 va ieși altceva rezultat. Oamenii vor lua asta în conștiința lor și vor începe să producă de alte care? Rezultate. Efecte. Da. Efectele poate să fie nedurite și atunci faci în cenzură. Dar dacă efectele sunt durite, atunci da, bezi 5 litri apă pe zi pentru că așa e sănătos. În curând o să ai probleme cu rinichii, pentru că și rinichii aia au uzură. Adică ei pot trece prin ei o anumită cantitate de apă. Cu cât mai repede o treci prin tine, cu atât mai repede o să-i scoți din funcțiune. Așa și la mașină. Mașina e de fier. Și tot să strecă. Și omul are și el. Ai o anumită cantitate de mâncare. Cu cât mai repede e trecut-o prin tine, cu atât mai repede o să mori. Dacă cumva până atunci nu o să învățăm să facem ce? Cum se numește? Să înlocuim tractul digestiv cu totul. Cum se numește? Transplant, transplantificat. De... Da. Sau... La, acel, la corpul ăsta așa frumos, capul ăsta atât de prost și atunci hai să facem un transplant de cap. Revenind la sănătate și corp, cum le ținem totuși într-o armonie, în termeni mai simpli și mai pragmatici, așa? Armonia se menține cu grijă. Cu de la sine putere. Pentru că, de exemplu, dacă tu ai distruge armonia în tine sau eu în mine, dincolo de anumite limite, deja am fi morți. Atâta timp cât trăim, înseamnă că în noi păstrăm o anumită armonie. Și apropo, atunci când cancerul într-un om apare, asta este forma cancerului, este o formă de a prelungi viața organismului, chiar și cu cancerul, o perioadă mai mare de timp. Pentru că dacă nu apare cancerul și așa, atunci crăpaie mult mai înainte. Așa, cancerul este o formă de adaptare la gândurile, viața, modul ăsta în care gândim, mâncăm, ce facem noi toate deodată. Omul fiind trăinitar, adică ce trebuie să numeți? Trebuie să avem grijă. Ce gândim? Mai bine nu gândești nimic decât să gândești ceva prost. Mai bine nu știi deloc ceva decât să știi pe jumătăți de măsură sau să știi pe bucăți. Când necunoașterea este mai puțin periculoasă decât cunoașterea parțială. Excepțional. Asta te duce în foarte departe. Mai bine nu cunoști deloc. Mai bine nu te interesează deloc cum cu fantomele sau cu paranormal. Nu e treaba ta. Poate nu e lecția ta în viață. Poate nu e nivelul tău în viața respectivă. Ocupă-te de voință, de ce ai tu acolo, ce ți-ți place și ți aduce bucurie.
te excită prin viață. Lasă de medicină, se ocupă de parapsihologie, se ocupă altul. Și fiind suntem mulțumiți omului respectiv și când avem problemă, ne ducem la el. Doar și în viața de zi cu zi, nu așa faci. Nu te strică telefonul, nu te apuci tu să repari singur. Îl duci la un specialist, nu? Unul se pricepe la camere, altul se pricepe la părinte, să-l facă ei acolo. Dar ești recunoscător și apreciem oamenii pentru că se pricep la așa ceva. Asta e nivelul lor informațional, asta e nivelul lor de dezvoltare spirituală. Nu putem să fim toți îngeri. Și chiar dacă am fi toți îngeri, și îngeri ar avea ce? Ierarhii. Și atunci ne ocupăm de ale noastre. Doi, nu ne permitem, adică urmărim, că asta e tot consum. Ce emoții consumăm? Chiar vrei tu să te nervezi? Chiar crezi că îți duce vreun folos? Chiar vrei să urli așa? Sau poate că găsești o altă modalitate de a trăi sau exprima sau te exprima prin alt tip de emoții. Și fizic deja vorbim, că omul e trăit, adică gând, emoție și fapt, adică corpul. Ia să vedem, poate că trebuie să ne mai mișcăm. Poate că stăm și poate că învățăm, uite, tu știi, ai experiența asta. Poate că la ei pe cineva, o doamnă, dansezi cu el. Dar în timpul dansului atât de multe lucruri poți trăi. Și apropo, le trăiești cum îți dictează dansul. Că dacă dansezi tango, e o anumită emoție, dacă valsă, altă emoție. Afânezi ce? Și sufletul atunci și mintea, pentru că înțelegi ceva, dar și corpul pui în mișcare. Adică trinitatea asta trebuie să fie, uite, gândiți, care e important? Întrebarea, spune-mi așa, ce e important? Falanga asta, asta sau asta? Toate. Ca să fie toate la un loc, ele toate trebuie să fie cum funcționale. Adică și mintea, și sufletul, și sufletul, și corpul care e legat de bază, care e legat de pământ, care e legat de rădăcină. Și mintea noastră care e legată wireless, de ce? De abis, de sursă, de diferite, diferite planete, adică de gol. Dincolo de la mintea mea mai departe e un gol. Dar golul ăsta nu e chiar gol. Golul ăsta e plin de ce? De ce? E la fel de populat și plin de obiecte, lucruri, construcții, spunem așa, ca și lumea materială, ca și lumea asta. Numai că este nevăzute. Nevăzute. Dar ține minte, toate cele văzute, din cele nevăzute se fac. Și toate cele văzute, din cele nevăzute depind. Și toate cele văzute, către cele nevăzute se întorc. Și dacă toate este văzute, prostiile astea de viață, către colo nevăzute se întorc, de ce mai ținem la ele că oricum o să le pierdem? Nu-i mai bine de la bun început să cunoaștem nevăzutul? Adică acel nevăzut, tainele vieții, informația, cunoașterea divină, de inspirație divină, nu creat-o omul, ci divinitatea prin inspirație sau prin revelație i-o dat-o anumitor oameni, că e Hristos, că e Eminescu, că e cineva. Ca să înțelegem noi ceva despre creație. Uite, în Luceafăr înțelegi foarte multe lucruri despre creație, despre relația bărbați-femei, despre nivelele de brutalitate, despre faptul că fiecare femeie își caută bărbatul inconștient care coincide cu nivelul de brutalitate. Poți să fii tu Luceafăr, dar dacă iei Cătălină, tot nu se întâmplă nimic. Cătălină își va găsi bărbatul după nivelul ei de brutalitate. Sănătatea e legată și de relații? E evident că e legată, pentru că sănătatea înseamnă ce? Schimb informațional, mental, sufletesc și fizic. Sexul e foarte important. Sexul nu înseamnă doar penetrarea, cum înțelegem, primitiv. Că în România avem o educație sexuală ca acum 200 de ani în urmă. Sexul înseamnă orice formă de plăcere care se realizează în urma interacțiunii între două sexe. Că stăm alături și mie îmi place, e sex. Că mâncăm ceva și la mâncare, tot e sex. Am avut orgasm gustativ sau cum se numește, nu? Orgasm. Da. Că dansăm împreună, e tot sex. Orice ne aduce o formă de plăcere. De interacțiune, conexiune, conectare. În urma interacțiunii este sex. Sexul fizic, asta e ultimul. La fel de important, dar e ultima etapă, spunem așa, sau cea mai materială etapă a ceea ce se numește sex. Sexul poate fi și mental, și emoțional, și diferit, diferit. Și atunci lucrurile astea sunt de o importanță atât de mare încât, nu știu cum spun, omul se pierde în lucruri în materiale chestii, care oricum le pierde când moare, oricum aici rămân și nici nu înțelegi la un moment dat. Bine, asta mulți dintre ei le înțeleg în ultimele zile de viață. Chiar și milionarul de seama, ok, am muncit, am făcut, ca să ce? Toate astea ca să ce? Dar dincolo mă așteaptă ceva. Dar eu pentru asta n-am avut nicio zi liberă să gândesc la ea, la nemurirea sufletului. Dar scopul omului și a oricărei societăți umane și a globului pământesc este nemurirea. Toți o caută. Numai că odată o să găsim nemurirea care? Fizică. O să învățăm genetic peste un timp oricare, în următorii 20-30 de ani.
Și deja o să creăm oameni care pot trăi 300-400 de ani. Absolut sigur vă spun chestia asta, științific. Vom Dacă face ești modelul. Nu o să în prima noi, serie, pentru că te rog, prima dată o să coste foarte mult. Și ca biletele la avion, cândva costau foarte mult biletele la avion. Să fie la clasă economică, exact, clar. Și se urca un avion numai nu știu cine. Acum avionul a ajuns un fel de vagon, tren, da, adică da. Se urcă în el oricine. Când vor începe alte tipuri de avioane, adică știi cum, țineți minte, încândva în tren nu se urcau decât regii și nu știu cine, adică trebuie să fie cineva ca să faci o călătorie cu trenul. Apoi ăștia s-au găsit altă sursă, adică altă modalitate de a călători, avionul, și țăranii călătoreau cu trenul, ăștia s-au urcat în avion. Acum țăranii călătoresc cu avionul, găsește ăștia cu ce călătoresc. Adică elita globală, pe cu ce călătoresc. Cu private, cu alte tipuri o să găsească mâine pe mâine de zbor, nu știu, o să facă călătorii pe cosmos, cu navi spațiale pentru turiști. Evident că nu o să încăpem noi în primii 100 de turiști acolo, că o să coste biletul câteva zeci de milioane sau un miliard, nu știu. Dar cu timpul lucrurile se vor refitini, ăsta se va lărgi zona și vom putea călători, știu, în spațiu cosmic, la dorință, și știu, asta într-o sută de ani probabil, fiecare într-un, la fel cum călătorim astăzi ușor și liber cu avionul. Doar sănătatea nu o să o putem cumpăra, nu? Să vezi oricum lucrul am, oricum am, oricâți bani am avea. Nu poți cumpăra cu bani. Banii nu fac nimic altceva decât amplifică noi ce avem. Dacă eu sunt parșiv, când o să am mulți bani, o să fiu și mai parșiv. Aha. Dacă sunt, nu știu, spun cuvântul care îl folosesc toți, curvar. Nu? Atunci când o să am bani mulți, o să devii și mă, o să evidențezi sau o să amplifici în tine tot ce ești. Dacă ești artistic, când o să ai bani, o să devii și mai artistic. Poți să-ți cumperi tot felul de chestii în care să te manifesti. Dacă tu ești muzicant, evident că o să amplifici în tine chestii și o să-ți cumperi cele mai bune sau cele mai scumpe instrumente muzicale. Dar nu poți cumpăra sănătate. Nu poți cumpăra fericirea. Nu poți cumpăra oameni. Ai, poți plăti și se pot preface că sunt sclavii tăi. Dar ați văzut, istoria ne arată. Sclavii odată se răzbună. Și chiar dacă ai ținut bine în sclavie, chiar dacă le-ai dat de mâncare bine în sclavie, ei vor căuta să se elibereze. Și atunci când sclavul se eliberează, de regulă nu știe ce să facă cu libertatea, pentru că nu a avut-o niciodată. Așa fac și părinții, să-i dăm copilului nostru, tot după același principiu, dar în alt sistem, să-i dăm copilului nostru ce n-am avut noi. Păi dacă n-ai avut tu, de ce-i dai tu lui ce n-ai avut? Tu știi ce înseamnă asta? Tu știi ce înseamnă? Tu n-ai avut copii, n-ai avut, doar n-ai avut droguri. Dă-i copilului tău droguri să se bucure. Că doar n-ai avut așa ceva. Tu știi ce înseamnă asta? N-am avut libertatea, să o dăm copilului. Ok, dar tu știi ce înseamnă libertatea asta? Tu știi care sunt consecințele în urma unei libertăți așa date, exagerate și fă ce vrei. Că acum tu poți, că ești în democrație, noi în comunism n-am putut. Păi tu știi care sunt rezultatele? Nu. Și atunci de ce îi dai copilului tău nici și tu nu te pricepi? N-ai avut, nu cunoști, nu știi care sunt rezultatele și nu poți să-ți dai seama în viitor care vor fi urmările. De ce îi dai copilului tău și tu n-ai avut? Vezi? Călcăm tradiția. Dar sunt popoare care nu calcă tradiția. Dar tradiția ce este? Instrucțiunea de supraviețuire a unui popor într-un context teritorial, temporal, dat. Pe teritoriul ăsta nu mai așa se supraviețuiește. Dacă ne ducem străini în pustiu, vom supraviețui diferit. Clima și restul se modifică la o anumită perioadă de timp. Aici cândva o să devină deșert. Dar nu într-o zi, ci treptat. Și cultura noastră și tradiția se treptat adaptează. Se adaptează la chestia asta. Nu putem să o schimbăm noi acum ca și cum, să trăim ca și cum trăim în deșert, dacă nu e deșert. Trebuie să supraviețuim la condițiile astea mare, munte, presiune atmosferică, lungimea verii, lungimea iernii, frig, cald, de o anumită temperatură. Așa, ne creăm o tradiție. Dacă o să fie foarte, foarte cald, poporul însuși va crea o tradiție de a te apăra de ce știu eu. De căldură. Și probabil peste un timp care vom purta toate astea în cap și hainele foarte asemănătoare ca a musulmanilor, nu identice, da, ci e asemănătoare, o adaptare ca firesc, să ne adaptăm la căldura care va veni peste 50 de ani, de exemplu, peste noi. Cultura se dezvoltă. Dar dacă ieșim din regulile ce poporul sau omul iese din matca lui și trăiește după alte reguli care nu sunt ale lui, ghiți ce va face? Va culege suferință. Vezi cât de importantă tradiția. Tradiția mentală, poveștile noastre, poeziile noastre, eroii noștri, pe care trebuie să-i cunoaștem și să-i respectăm și să-i pomenim. Noi cunoaștem eroi imaginari, gen ce știu, Batman, care nici nu sunt reali,
așa, Spider-Man și Spider-Man și restul, care sunt creați așa, undeva, pe știm, dar pe noștri nu-i cinstim, nu-i cunoaștem, nu-i pomenim și ne pomenim strămoși și nu creăm legături cu ei, ne creăm legături cu noi, cu ei, chiar dacă vor să ne vină la ajutor, nu ne pot, pentru că nu există canalul de comunicare cu ei. Și atunci suntem singuri așa pe lume, noi, singuri, fără sprijinul strămoșilor, fără sprijinul cui? Tradiții, dar, uite, mulți întreabă cum să mă vindec. Ia uitați-vă mai ușor în tradiții, că în tradiții deja sunt cum să te vindeci. Sunt metode. În tradiții, în povești populare, sunt metode cum să ne vindecăm. De ce? Cum să ne păzim de tot felul de boli în viitor. Sunt deja date acolo. E, aici să știi că pe Ziarul de Sănătate zilnic se postează articole tradiționale. Apropo de tradițiile noastre, sunt produse care au plante din România, eu personal consum și îmi armonizez, adică sunt foarte conștientă că nu pot să mănânc totdeauna cum trebuie și trebuie să suplimentez. Corect, uite, nu sunt, asta este medicina tradițională. Tradițională. Păi asta nu știu spun. De ce unul mi spune tradițional și pe asta altfel. Pentru că noi mii de ani, zeci de mii de ani am trăit cu medicina asta, cu planta naturală, luată din mediul ăsta, crescut într-un anumit fel. Supresiunea sau în influența România, în România, anumită soare, anumită umiditate, de deal sau de munte sau de șes. Facem un ceai. Ceaiul ăsta are deja putere, dar dacă știm să-l mai descântăm, are dublă putere. Dar dacă și știm să cred dăm în dragul, el, că și apropo de credința cu care mănânc, adică mănânc cu conștiința că îmi fac bine, nu mănânc și spun lucrurile despre mâncare. Foarte corect. Numai că aici e chestie importantă. Credință, trebuie să credem. Dar nu să ajungi niciodată să poți crede ceva dacă tu înainte de asta n-ai știință. Credința este totdeauna pe măsura științei. Cel care are credință, dar știință nu are, el crede, orbește în ceva. El se încredințează și la fel de bine poți să-l prostești în orice vrei. E cel care, prin care trece gândul, așa. Nu care... Exact. Omul crede, dar de ce e așa? Dar nu știu, dar așa cred eu, dar n-are niciun argument nimic. El e încredințat, el se încredințează. Apoi se însclăvește și poți să fii sclavul lui popa, lui cine vrei tu care îl manipulează. Nu, domnule, omul înainte de asta trebuie să aibă știință. Iar credința lui trebuie să fie pe măsura științei. Știința merge în față și credința după. Adică eu știu că asta face bine. Și acum cred că o să-mi facă bine și mie. Dar dacă eu știu că asta face prost, pot să cred eu că îmi face bine cât vrei. Da. E ca și cum, știi, ca și cum aș încerca să bagă în mine ceanură, dar cred că face bine. O să cred eu. Pot să mă rog cât vreau și să cred eu în crezurile crezurilor că ăla o să-mi facă bine. O să mor dacă beau ceanură. Vezi, de știința trebuie să știi. Ai știință despre planta asta, despre ceaiul ăla, despre produsul ăla, ce face el, care e impactul. Știința merge în față. Iar după aceea știință, Adam merge în față și Eva merge în spate. Asta a fost și blestemul creației noastre. Adică Eva, credința, va merge în spatele științei și va depinde de știință. Și cu cât mai mult știi, cu atât mai mult începi să creezi pe lângă acea știință. Uite, asta este știința. Dincolo e un fel de crez, se numește para. Dar acea credință, mâine pe mâine, devine știință. Para psihologie. Uite, aia e ce? E Eva. E ispitită și ea se duce dincolo de rai să cerceteze și se numește parapsihologie. Știi? Dar aceea ce astăzi e parapsihologie, mâine pe mâine vom descoperi instrumente fine de cercetare sau modalități sau curente noi în psihologie și vor deveni știință pură. Dar totdeauna știința merge în față. Vai și amar de cel care trăiește în baza credințelor fără niciun fel de știință. Pentru că ăla se încredințează, ăla se însclăvește și ăla este sclavul cuiva obligatoriu ajunge să fie. Anatol, sunt super fericită că ne-ai acordat din timpul tău prețios pe care l-ai în București. O să vin și eu la Congresul Numerologilor sâmbătă și sper ca data viitoare când ai curs în București să mai ne oferi un episod, că ar fi foarte interesant să vedem cum se leagă cifrele, cifra noastră de destin de sănătate, da. Așa cum și în astrologie e o casă a sănătății, știi? Da. Așa și în numerologie probabil că vezi în acea hartă cum sunt datele tale cu care vii, care e pe harta ta a sănătății. Da, pentru că codul numerologic este o parolă de a intra în biocomputerul ăsta și a avea acces la toate fișierele lui. Și la toate scripturile și a vedea ce putem modifica acolo pentru a îmbunătăți sistemul per total.
Cu drag o să vin de fiecare dată când o să mă invitați și o să existe posibilitatea asta și te aștept și pe tine și pe telespectatorii tăi cu drag la Congresul Numerologilor, eveniment care se întâmplă prima dată în București, la Facultatea de Arhitectură, Sala Freștilor, începe în data, adică în data de 19 la ora 11, Adică sâmbătă asta. adică sâmbătă asta. Și în general aștept pe toți cei care sunt pasionați de numerologie, care sunt practicanți al numerologiei și pur și simplu oameni care încă poate nici Sunt nu înțeleg curioși. ce înseamnă numerologie, dar tocmai au ocazia să află și să-i cunoască profunzimile și să înțeleagă cam despre ce merge vorba atunci când vorbim despre numerologie. Vă aștept pe toți cu drag. Mulțumim că ne-ați fost alături. O zi frumoasă în continuare și însorită până la 6-7 când o să apună soarele și mult succes cu demersul tău cu acest congres care sunt sigură va fi un instrument puternic pentru toți cei pasionați de numerologie. Și vă mulțumesc pentru invitație, succes în continuare și vouă și telespectatorilor voștri pentru tot ceea ce faceți.